Sărbătoarea națională a Franței se desfășoară anul acesta sub semnul Jocurilor Olimpice, care încep la Paris peste două săptămâni. Simbolul acestui eveniment, flacăra olimpică, a ajuns la Paris după ce a efectuat numai puțin de 56 de etape din momentul debarcării sale în vechiul port din Marsilia. Aflăm mai multe de la Marcela Ferraru, editor al Evnews în Franța. Bună, Marcela! Bine te-am găsit, Andreea! Marcela, transferul flăcării olimpice a devenit o adevărată instituție și fiecare etapă a constituit un eveniment. Știm că a făcut o oprire în fața tribunei oficiale în timpul defilării, dar pe unde se plimbă astăzi? A fost un moment, așa cum ne așteptam, spectaculos, pentru că flacăra a fost încadrată de călăreții Cadre Noir de Saumur, ceea ce a dat o solemnitate specială. Ea a fost transferată în mâinile sportivilor prezenți și salutată de public și de oficiali, după care și-a continuat drumul în capitală, dar mai multe opriri. La rond-point de Champs-Élysées a fost preluată de celebrul fotbalist Thierry Henry, care a plimbat-o de-a lungul celui mai celebru bulevard din lume. A trecut apoi pe la Petit Palais, pe la Palatul Bourbon, care adăpostește adunarea națională, pe bulevardul Saint-Germain și Palatul Luxembourg, unde se află Senatul, pe la Sorbona și Notre-Dame, desigur pe la Bastilia, și va ajunge diseară la Louvre, apoi la centrul Pompidou și în sfârșit la primărie, unde va dormi, ca să spunem așa, până mâine dimineață, când își reia traseul. Marcela, de la debarcarea sa la Marsilia, flacăra a traversat Franța, a traversat chiar Atlanticul la un moment dat. Care sunt punctele de reper? Desigur că Franța a folosit prilejul ca să-și promoveze patrimoniul cultural și istoric și știm că nu duce lipsă. Deja ceremonia de debarcare de la Marsilia a fost un spectacol fără egal, dar flacăra a traversat Franța până în punctul ei cel mai îndepărtat, la Mont-Saint-Michel, și a plecat mai departe apoi în Guiana franceză și Martinica. De la Paris pleacă mâine spre departamentele din nord, înainte de a reveni pentru ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice peste două săptămâni. Iată un alt moment.